amănunte, însă aș vrea să fac apel la memoria dumneavoastră și să vă aduc aminte că în anul 2009 am inițiat mai multe demersuri parlamentare pentru a trece mina Lonea direct de cetul din Craiova. Asta pentru că mina Lonea aparținea de SNLO, practic mai era o verigă între cet și această mină. Asta însemna, evident, costuri mai mari. E bine, deși eram la guvernare și am făcut toate demersurile respective în coaliție, ne-am lovit de forța domnului Vidan la data respectivă, care nu a vrut să-l supere foarte tare pe domnul Condescu. Domnul Condescu își permitea să țină o echipă de fotbal, își permitea să facă hoteluri, dar dacă i s-ar fi luat această mină, care până la urmă era cea care susținea financiar SNLO, spuneau ei s-ar fi îngropat SNLO. Iată că acum am ajuns practic în aceeași situație pe care am putut să evităm de acum 2 ani, când s-a format, așa cum am văzut și dumneavoastră, probabil prin votările de guvern, o companie energetică Oltenia. Probabil că în perioada următoare se vor închide câteva mine, printre care și mina Lonea, dar urmează să vedem care va fi situația exactă, pentru că la ora asta nu știe nimeni să spună. Ceea ce se întâmplă în Craiova este, dacă vreți, o răzbunare a faptului că până acum nu s-au făcut niciun fel de investiții în rețele, că nu s-au făcut niciun fel de investiții în compromizarea individuală. Avem fântâni în Craiova, astea erau prioritățile craiovenilor, dar iată că nu mai avem apă caldă. Probabil că ar trebui acum ca măcar apa din fântâni să fie caldă, să aibă craiovenul unde să meargă să se spele. Aceasta este situația din păcate, iar ceea ce vedem la nivel de primărie ne mulțumește profund. Un etern scandal între primar și viceprimar, care se ocupă mai mult de garaganță decât de treburile orașului. Dacă aveți întrebări, era mina de aur a SNLO-ului. Era cea care va aducea finanțare SNLO-ului până la urmă și în momentul în care ar fi dispărut această mină, ar fi intrat în faliment. Iată că au ajuns la aceeași concluzie. După 2 ani zile de la demersurile noastre. Atunci au fost dezbateri foarte serioase în cadrul coaliției, noi eram la guvernare împreună cu PDL-ul. Știu că îl pisam în fiecare săptămână pe domnul președinte Mircea Geoană ca să pună presiune pe cei de la PDL să dea această mină cetului din Craiova. Până la urmă nu s-a ajuns la niciun compromis cu domnul Vidan. După această iarnă va fi o mare problemă cu regia de planificare. Pentru că oamenii nu că nu vor să-și plătească datorile, nici mai permit. Și dacă nu ajungem la acea soluție care să prevadă conducte pe casa scării și contorizare individuală pentru fiecare, o să avem o asemenea situație, cum este cea de acum, eternizată. Sunt unii care efectiv nu-și permită să-și plătească facturile. Nu cum spunea cineva, nu vrea să-i dau numele, că golanii Craiovei sau boierii Craiovei au bani și nu-și plătesc întreținerea și și-o plătesc pensionari. Să știți că sunt persoane foarte, foarte sărace în situația de a nu-și putea achita facturile. Iar după această iarnă, eu sunt efectiv îngrijorată. Și v-am spus chestiunea asta din luna mai anul acesta. Aduceți-vă aminte că se va elimina subvenția la încălzire, subvenția venită de la nivel național. Și atunci toată lumea m-a contrazis, toți cei de la PDL au ieșit, au dat comunicate de presă, au spus că nici poveste să se taie subvenția de la nivel național și iată că s-a tăiat. Și o să vedeți ce înseamnă asta în facturile de întreținere din iarna asta. Să ne spălăm la urmă, probabil.